Cuvântul Domnului va fi în Luca, capitolul 2, versetul 7, un singur verset, Luca 2, cu 7. Cuvântul spune așa: și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Amin. Introductiv, aș vrea să menționez două sau trei lucruri, după care voi avea un scurt mesaj, nu vă speriați, un scurt mesaj care să ne deschidă mintea mai mult spre ceea ce s-a întâmplat atunci când s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos și mai ales locul unde s-a născut. Dacă ați fost atenți la ceea ce am citit, spune așa: și a născut pe fiul ei cel întâi născut. Observați ce spune evanghelistul, nu pe fiul lor, al lui Iosif și al Mariei, nu pe fiul lor, pe fiul ei, pentru că este numai al Mariei. Este un fiu supranatural, născut din Fecioara Maria, nu din intimitatea Mariei cu Iosif. Este o intervenție supranaturală a Duhului Sfânt în trupul Mariei și în felul acesta Iisus Hristos este ceea ce spune în Geneza 3:15, sămânța femeii. Nu este sămânța bărbatului, este sămânța femeii. Și al doilea lucru pe care aș dori să-l observați și asupra căruia voi vorbi în 15 minute, 20 maximum, spune aici că în casa de poposire nu a fost loc pentru ei. Este opinia mea, în urma cercetării cuvântului lui Dumnezeu. Deci nu pentru că vreau să am opinie, pentru că nu predic opinii, eu predic cuvântul Domnului. Dar este convingerea mea că în Betleem, la vremea când s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, nu erau mai multe hanuri, hotele, era unul singur. Observați cum spune aici, pentru că în casa de poposire n-a fost loc pentru ei, nu în casele de poposire. Pentru că sunt convins că dacă Iosif bătea la poarta unui han, in, spune în limba engleză, și spunea nu avem camere libere datorită censusului care are loc, recensământului care are loc și poruncit de cezarul roman, se ducea și bătea la altă locație, la alt in, la alt han. Și atunci spunea, nu s-a găsit loc în casele de poposire. Betleemul era un sătuc, nu era un orășel în sensul real al cuvântului, era un sătuc în apropierea Ierusalimului, unde industria principală, dacă vreți, era fermieritul. Acolo se creșteau miei pentru templu, la Betleem. Și de aceea avem de-a face aici cu păstori. Și spun că în Betleem era un singur han, pentru că am găsit scris în paginile Sfintelor Scripturi și vreau să reîmpărtășesc cu dumneavoastră acest adevăr, următorul lucru. Când David, împăratul David, a fost uzurpat de propriul său fiu, de Absalom, cuvântul Domnului ne spune că a fugit din fața lui Absalom și sigur că
pe drept cuvânt nu putea să stea și să fie ucis. Și când a fugit, în drumul lui să se ascundă, a fost întâmpinat de un bătrân de 80 de ani, un om bogat, cu numele de Barzilai. Și Barzilai acesta, care simpatiza cu împăratul, a dat împăratului produse agricole, hrană care să poată să reziste în deșert, în pustiu, a dat animale de asemenea pe care să le aibă și să le sacrifice și să le folosească. Și în felul acesta, oamenii care erau cu David au putut să supraviețuiască până când răzmerița lui Absalon a fost înfrântă de generalul Ioab al lui David și David s-a întors înapoi. Când s-a întors înapoi, a trecut din nou prin ținutul lui Barzilai. Și Barzilai a ieșit din nou înainte să-l felicite pe împărat și să-i spună că se bucură că a reușit să nu-și piardă tronul. Iar David, ca un om cu mult bun simț, și este un om care recunoaște binele care i s-a făcut, i-a spus lui Barzilai, vino cu mine la Ierusalim, te voi lua cu mine la palat, vei mânca la masa mea cu mine în fiecare zi și voi avea grijă de bătrânețea ta până când te cheamă Domnul acasă. Și Barzilai, om înțelept, nu numai bogat, și om înțelept, i-a zis, împărate, eu te-am ajutat pentru că te iubesc. Am 80 de ani, n-aud bine, nu văd bine, nici gusturile nu le am cele mai bune, așa că nu mă pot bucura nici de mesele bogate de la palat, n-aud nici muzica care se cântă acolo, pentru mine nu face mare sens palatul. Aici am tot ce-mi trebuie și sunt bine cum sunt, dar am un fiu. Se cheamă Kimham. Avea mai mulți fii, dar Kimham era cel mai mare. Ia-l pe Kimham, dacă împăratul găsește cu cale să-mi facă bine. Și du-l pe el. Pe el îl poți modela, cu el poți face ce vrei. Împăratul l-a luat pe Kimham și a plecat cu alaiul mai departe la Ierusalim. Iar când împăratul David a fost pe patul de moarte, aceasta citiți în 1 Împărați, capitolul 2, i-a spus împăratul lui Solomon, următorul urmaș pe tronul lui Israel, ai acolo lângă tine pe fiii lui Barzilai. Mi-au făcut mult bine când Absalom, fratele tău, s-a răsculat împotriva mea. Acum, tu fă-le bine. Și se vede și în tradiția iudaică există lucrul acesta menționat chiar în Talmud, că Solomon, la fel, cu mult bun simț ca tatăl său David, a luat pe Kimham și i-a dat o proprietate mare în Betleem. Iar Kimham, fiind un om practic, un evreu practic, a zis, suntem aici în drum spre Ierusalim, pe aici se circulă, toată lumea trece pe aici ca să meargă la Ierusalim. De ce n-aș face eu un han? Și hanul era, pe vremea aceea, nu ca un motelele de astăzi, era o împrejmuire dreptunghiulară sau pătrată, ocrotită, deci de ziduri. În mijlocul acestei împrejmuiri era loc pentru vite și marginile spre gard erau separate în multe cămăruțe unde călătorii puteau să se odihnească și animalele erau acolo în centru, în față. Aveau și mâncare, tăiau câte un miel, câte un vițel și era așa tip haiducesc, dacă vreți, pentru limbajul nostru românesc. Acela era hanul. Pe vremea lui Ieremia, deci 400 de ani mai târziu, Ieremia este luat de un grup de evrei răzvrătiți să-l ducă în Egipt pe Ieremia. Și spune Ieremia în capitolul 41 cu 17, au pornit
deci grupul care mergea, și s-au oprit la hanul lui Kimham, lângă Betleem, ca să plece apoi în Egipt. Deci Ieremia 41:17. Deci 450 de ani mai târziu, hanul încă exista. Eu cred că hanul acesta a rămas pentru că avem prezentare la singular. În casa de poposire nu era loc. Și business-ul lui Kimham a continuat, descendenții din el, care probabil că nu au fost toți la fel de săritori cum a fost străbunul lor, Barzilai, și Kimham, fondatorul acestui han. Ei, în locul acesta, Iosif și Maria, care era pe punctul să nască Maria, n-au găsit loc, pentru că totul era închiriat, totul era luat. Vreau să conclud în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat La Hanul Păgubaș. La Hanul Păgubaș. Hanul acesta a păgubit mult să nu primească pe părinții sfinți și prin aceasta și pe Iisus Hristos. Și dacă vreți să amplificăm cuvântul Domnului, hanul în sine, veți vedea imediat ce vă spun, reprezintă nu numai moștenirea de la Kimham încoace, ci reprezintă omenirea în general. Hanul, motelul, se caracterizează prin trei lucruri. În primul și în primul rând, hanul este un loc public. Oricine vine la un han, se duce la un motel, se duce la un hotel. Când călătorești, te oprești la un hotel, la un motel, la un han, la un inn, cum spune în engleză. Iisus Hristos, prin părinții sfinți și prin nașterea Lui, că imediat s-a născut, a venit la han. Dar hanul acesta n-a fost pregătit să-L primească pe Iisus Hristos. Și cum am spus, hanul, pe de altă parte, pe lângă că reprezintă un adevărat motel, loc de poposire, reprezintă și lumea. Cuvântul Domnului îl prezintă prin evanghelistul Ioan, apostolul Ioan, în felul următor. A venit la ai săi, la evrei, și ai săi nu l-au primit. Un han păgubaș. A venit în lumea noastră, hanul mai mare. Și ce a făcut lumea cu el? L-au răstignit. Cine a păgubit? Cine a păgubit? Eu și cu tine. Și întrebarea în seara aceasta este aceasta. Acum când Iisus îți aduce aminte că a venit în lumea noastră, în hanul acesta, care e un loc public, El chiar nu are loc în viața ta și în casa ta și în inima ta? El trebuie respins din nou? Gândește-te. Știi cine păgubește? Tu păgubești. Și paguba este așa de mare, este imensă. Este condamnarea eternă din partea lui Dumnezeu. Iazul de foc și de pucioasă. Nu iadul, pentru că iadul nu-i nimic pe lângă iazul de foc și de pucioasă. Nu-i nimic iadul. Iadul este un loc de așteptare la ora actuală pentru cei ce au murit în nepocăință. Este un loc de așteptare temporară, până când vine Domnul Iisus Hristos a doua oară și face ordine în lumea aceasta. Și de acolo, din iad, îi transferă pe toți în iazul de foc și de pucioasă. Să nu existe nici acum loc pentru Iisus. Lumea noastră este un loc public. N-avem loc pentru Iisus?
Vedeți că a fost scos din courtroom, din procuraturi? A fost scos din școli? Este scos din familie acum? Este scos din discursurile publice? Dacă nu este loc pentru el, paguba este a noastră. Paguba este a noastră. În loc să-l primim în noi și cu noi și printre noi pe cel ce este salvatorul nostru, mântuitorul nostru. Hanul este un loc public. În al doilea rând, hanul este un loc cu plată, nu numai un loc public. La han se plătește. Dacă te duci la hotel, se plătește. Nu te duci pe gratis. Că chiar dacă stai tu pe gratis, plătește cineva pentru tine. Se plătește. Și ca să vină la hanul acesta numit lume, pe Iisus l-a costat mult. A plătit enorm de mult. Știți ce a plătit? Viața lui. A plătit cu viața. Pentru că la han se plătește. A făcut bine. A vindecat orbi, a vindecat leproși, a vindecat șchiopi, a vindecat ciungi. Nemai întâlnit. Și în hanul acesta, al numit lume, l-a costat. El a plătit și totuși l-a costat prețul cel mai mare. Din nou întrebarea. Cum stai cu hanul inimii tale? Cu hanul casei tale? Știți, ca să vină cineva la han, trebuie să plătească. Și de asemenea, din perspectivă spirituală, și hanul plătește, pentru că dacă vine Iisus Hristos în casa mea, vine în viața ta, te costă. Te costă. Nu poți să stai cu mâna în buzunar, cu mâinile în sân, nu poți să stai nepăsător când un flămând vine în casa ta, când un om care tremură de fric și afară e înghețat, nu cred că poți să stai nepăsător. Trebuie să te coste ceva dacă a venit la tine. Crezi lucrul acesta? Hanul este un loc în care se plătește. Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând, lumea noastră, hanul în care a venit Iisus Hristos, hanul este un loc temporar. Este un loc public, un loc cu plată, dar este un loc temporar. Nimeni nu stă pe viață la motel. Nimeni nu stă pe viață la hotel. Cât a stat Iisus Hristos în lumea noastră? 33 de ani. Și apoi a plecat din nou acasă, de unde a venit. Cât stăm noi aici pe pământ? Cât stăm noi în hanul acesta numită lume? Anii vieții noastre, spune Sfânta Scriptură, se ridică la 70 de ani, pentru cei mai tari la 80 de ani. Eu mai am un an jumate. Fac 70. Suntem temporari aici. Și pentru că suntem temporari, ar trebui să ne înțelepțim să căutăm un loc etern. Să căutăm un loc etern. Și singurul loc etern este lângă cel ce n-a avut loc lângă noi, în hanul acesta. Singurul loc etern este împărăția lui Dumnezeu. Vrei tu să intri în această împărăție? Trebuie să-L primești pe Iisus Hristos. Trebuie să ai grijă de Iisus Hristos. Chiar dacă te costă să-L primești pe Iisus Hristos, pe El a costat mai mult venind la hanul acesta, la lumea aceasta mizerabilă de păcat. Dar a venit în hanul nostru pentru că ne-a iubit așa de mult.
ne-a iubit așa de mult. Însă ne-a arătat și El că locul aici pe pământ este temporar, este trecător. Ne așteaptă o împărăție glorioasă, pururea cu Domnul, tot timpul lângă Iisus Hristos, unde El să fie împărat și noi soția mielului, biserica. N-ai vrea să fii parte din această biserică glorioasă? Invită-L pe Iisus în viața ta. Nu lăsa să treacă și sărbătorile acestea fără să nu faci din inima ta, din casa ta, un han în care să-i spui Domnului Iisus: Doamne, Tu ai loc în casa mea, Tu ai loc în inima mea, nu unul temporar, ai un loc pentru totdeauna, pentru că eu la rândul meu vreau să am loc lângă Tine pentru totdeauna. Amin?